Salutare, astăzi o să vă prezint cum puteți să vă faceți un tatuaj pe gât aici, cum are și Dani Mocanu. Un tatuaj pe gât, cum are Dani Mocanu, în formă de buze. Vă rog frumos să-mi ascultați video, că așa, dacă o să vă placă. În episodul anterior aveți nevoie de un ruj, nu contează ce aveți, un ruj, roșu să fie. Dați pe cineva pe buze, dar o să dați pe cineva pe buze, cineva pe buze, o fată, și ea trebuie să vă pupe aici, la gât. Un părinte de-al vostru, că n-are cine să vă pupe pe voi pe gât. Așa, sau o bunică sau un bunic, cineva, orice, și voi dacă puteți, dar eu n-aș putea să, n-am cum. Și vă, așa, vă dați pe cineva cu rujul acest, cu rujul dumneavoastră pe buze. Vă pup acolo, vă rămâne, luați carioca roșie, îi dați acolo un pic. O să rămână acolo. Cine vrea să se facă în carne, poate să ia, dacă are aparat, și să apese. Dar cu tuș roșu. Dar negru nu o să-ți iasă și veți avea un tatuaj ca Dani Mocanu pe gât, ca în formă de buze. Ca atât ce a fost cu episodul ăsta, vă rog frumos să dați un like, vă abonați la canal, apăsați pe un clopoțel dacă tot n-ați apăsat. Ăla o să vă avertizeze când voi face un nou video. Și cu atât a fost, pa, pa!